El este Doge X5 Max, un alt telefon accesibil ce mi-a venit direct din China. Nu pot spune că strălucește la capitolul specificații tehnice, însă are câteva atuuri și, așa cum ne așteptam, are un preț chiar foarte mic. Toate acestea le vom vedea în cele ce urmează. Da, Doge X5 Max, direct din China, cum spuneam, marele avantaj al acestui telefon este prețul, numai 65 de dolari, ceea ce înseamnă puțin peste 260 de lei și specificațiile tehnice sunt bune dacă ne raportăm la prețul de 260 de lei, 65 de dolari. Jos în link în descrierea acestui clip veți vedea și linkul către magazinul care mi-a fost trimis, dar și către articolul de unboxing și galeria foto de pe androidro.ro. Așa arată cutia telefonului Doge. Principalele atuuri ar spune că sunt bateria de 4000 mAh, Android 6.0, în sfârșit am renunțat la Lollipop și avem un sistem de operare actual, Android 6.0, dar și senzorul de amprente, destul de bine pentru 260 de lei, ecran HD, senzor de amprente, Android 6.0 și baterie de 4000 mAh, ar spune că este suficient. Cam așa arată cutia, așa arată telefonul. Haideți să vedem dacă găsim și accesorii multe și interesante înăuntru. Un încărcător standard, avem o ieșire de 5V și 1A, adică 1000 de mAh. Un cablu USB, micro USB pentru încărcare și transfer de conținut. Văd că nu găsim folie de protecție sau căști, din păcate, însă nici nu mă așteptam la acest preț. Găsim un manual de utilizare în caz că nu știți să porniți sau să faceți primul setup al acestui telefon cu Android 6.0, senzor de amprente și baterie de 4000 mAh. De fapt, principalele informații și atuuri ale acestui telefon le găsim și scrise pe acest plastic de protecție. Scoatem telefonul din punguliță. Haideți să vedem și cum arată. Este un telefon destul de gros. Are 10 mm în grosime, însă oarecum era de așteptat dacă ne reamintim că avem de a face cu un acumulator de 4000 de mAh. Este fabricat din plastic. Inelul poate părea din metal, din aluminiu, dar cred că este din plastic și mă refer la acest inel care înconjoară telefonul. Capacul din spate se scoate. Cam așa arată interiorul telefonului Doge X5 Max. Aici găsim senzorul de amprentă, slotul pentru cardul de memorie suplimentare de până la 32 de giga. SIM 1, SIM 2, este un dual SIM, este 3G, din păcate nu avem 4G. Bateria mare de care spuneam, de 4000 de mAh, mare și la capacitate, mare și la dimensiuni, este o baterie destul de groasă, este posibil să aibă chiar 4000 de mAh. Camera de 5 megapixeli cu blitz LED, însă interpolată, adică din softul telefonului, camera ajunge până la 8 megapixeli, la fel se întâmplă și cu camera foto secundară, este tot de 5 megapixeli, dar interpolată, ajunge până la 8 megapixeli. În partea din dreapta avem butonul power on-off sau blocare de blocare a ecranului. Tastele volum jos, volum sus, într-o singură bucată. Nu au joc aici. În partea de jos avem grilele pentru difuzoare, însă sunetul cred că va veni numai dintr-o parte, deci nu avem difuzoare stereo. Microfonul pentru convorbiri este chiar aici. În partea din stânga nu găsim nimic. Tastele capacitive nu sunt luminate, însă au o vopsea argintie aplicată pentru a sări mai bine în evidență. Difuzorul pentru convorbiri, am zis de camera foto pentru selfie, de 8 megapixeli interpolat. Nu cred că vom întâlni un LED
pentru notificări. Întâlnim însă un ecran de 5.5, însă cu o rezoluție destul de bună pentru prețul său, adică 1280x720 de pixel, ceea ce înseamnă o rezoluție HD. Senzorul de amprente este chiar aici. Capacul este din plastic. 10 mm în grosime și 145 de grame. Android 6.0 de acum. 1 GB de RAM, 8 GB de stocare internă. Mali 400 MP este placa grafică și procesorul un quad-core MTK6580. Îl pornim pentru prima oară. Doji X5 Max. Max cred că vine de la capacitatea bateriei de 4000 de mAh. Așteptăm să pornească. Iată și ecranul, un IPS de 5.5 cu rezoluție bună, rezoluție HD pentru prețul său, 65 de dolari. Telefonul a pornit. Avem Android 6.0 la bord, interfața puțin customizată de către cei de la Doji. Haideți să vedem dacă putem să punem un wallpaper mai colorat, să punem puțin în evidență acest ecran HD. Are rezoluție bună. Vom vedea mai mult oricum în articolul de review ce va veni și pe YouTube și pe androidro.ro. Cam așa arată interfața sistemului de operare. Telefonul nu are 4G, avem însă 3G. Caut un radio FM, avem și radio FM, avem și GPS, avem și Bluetooth 4.0, de Wi-Fi cred că am zis. Aplicații prea multe și inutile nu avem, din câte îmi dau seama. Parallel Space, nu știu ce aplicație e asta, o aplicație de tastatură și încă vreo 2-3 aplicații instalate de către Doji. Cred că pot fi scoase cu root sau măcar dezactivate să le dezactivăm. Acces la Google Play, așa cum ne așteptam, Gmail, un calendar. Avem o aplicație specială pentru senzorul de amprente, contacte și cam atât. Hai să vedem cum arată și zona de setări. Avem un Turbo Download, ce ne promite că vom putea downloada de pe internet la viteze mai mari. Vom vedea dacă este așa sau nu. Dezactivăm Bluetooth, conectivitatea Bluetooth. Avem un battery saver, memoria, gesturi inteligente, Smart Wake Up. Haideți să vedem dacă putem debloca telefonul prin double tap. Am activat. Da. Mai departe, aplicație QR Code. Putem citi coduri QR. Și locații, reset despre telefon, aplicația specială pentru senzorul de amprente, despre telefon, Doji X5 Max și avem acum Android 6.0. Iată și dovada. La prețul ăsta e destul de bine, de fapt mai mult decât ok. Și rămâne de văzut în principal bateria, dacă face o figură bună. Mă interesează dacă avem chiar 4000 de mAh. Interfața camerei nu cred că este customizată. Nu. Este clasic. Merge până la 8 megapixel, am zis. Facem și o poză repede. Fotopoză. Haideți să intrăm direct în galerie. Cam așa arată. Vom testa și camera foto, vom vedea mai multe în materialul de review. Până la urmă, acesta este Doji X5 Max cu Android 6.0, senzor de amprente, ecran de 5.5 cu rezoluție HD și baterie de 4000 de mAh. În descrierea clipului veți găsi link direct către magazinul ce mi-a trimis acest telefon, dar și către articolul scris de pe androidro.ro. Vom vedea acolo, veți vedea acolo
mai multe detalii și o galerie foto.